există două Românii, una magică și una tragică. Dar nu există magic fără tragic, nu există Dumnezeu fără diavol, nu există negru fără alb, nu există rău fără bine. Lumea există tocmai datorită imperfecțiunii sale. Viața este o funcție de mișcare, iar mișcarea are la bază asimetriile, diferențele de potențial energetic. Și de aceea o lume perfectă se autodezintegrează din lipsă de mișcare. Să vă ferească Dumnezeu să trăiți într-o lume perfectă. În primul rând că nu există. Înțelepciunea constă în a înțelege această lume și a o accepta așa cum este. Toată lumea vrem binele, dar noi nu știm ce e la bine. Bine este o raportabilitate, binele este lipsa răului și binele meu pare să fie rău altcuiva. De aceea Platon, acum 2500 de ani, a găsit o formulă, a zis, este bună această, cum să vă spun eu, acest haos, dar să fie suportabil. Această suportabilitate a numit-o democrație, care este cel mai prost sistem, cu excepția tuturor celorlalte care sunt și mai proaste. Asta o spunea Winston Churchill, nu eu. Ce e bine de știut, zic eu, există 2 la 1000 copii supradotați în lume și în România 4 la 1000. S-a întâmplat. Asta e. Să presupunem că acest calcul a fost făcut greșit, pentru că spunea Emanuel Kant că minciunile sunt de 3 feluri. Mici, mari și statistici. S-ar putea să fie greșit de statistic. Chiar dacă este numai 2 la 1000 sau 3 la 1000, oricum e mai bine decât altceva. Nu suntem noi mai grozavi decât alții, dar suntem români, avem un statut. Noi nu suntem intrați în Europa prin ușa din dos. Noi suntem aici mult înainte de venirea romanilor. Nu romanii ne-au învățat limba latină, ci a fost puțin invers. Cu 600 de ani înainte de Hristos apare o denumire în Austria, și anume Piatra Dacului. Când Roma de-abia în 513 înainte de Hristos stăpânea câteva sate după malul stâng al Tibrului. Roma s-a ridicat arătându-și mușchii, pentru că Grecia era mult superioară, mult înaintea sa, mai ales ca filozofie. E bine să știți că noi avem mai multe cuvinte latine decât italienii. Noi nu aveam nevoie de translatori când mergeau la Roma. Regii noștri se numeau Diegis, Darpaneus, Comosicus, Orones, care erau denumiri latine, până și Decebal, combinația 2 nume. E bine să știți că zidurile cetății Troia sunt create de noi. Și o să vi se pare curios cum de noi. Că sunt create de Apolo, zeul soarelui la greci, a cărui mama s-a născut în insula Șerpilor. Insula Șerpilor se numea Leuchie, care în dialect pelasg însemna albă. Mama noi se numea Leto, Letuna. Și la ora actuală și pădurile din Dobrogea se numesc Letea. După terminarea zidurilor cetății Troia, împreună cu Neptun, zeul mărilor, și cu muritorul Teac, s-au întors în fața lor hiperboreia situată pe Istru. Pe Istru e Dunăre Becovii. Și hiperboreia e Dacia. Lucrurile astea nu vi s-au spus din motive pe care nu le discutăm noi acum. A venit la mine un reporter de la BBC, Tom Wilson, de la Londra, pentru un interviu, pentru 2 interviuri. Și am spus, voi, Englitera a stat 5-600 de ani sub romani. De ce nu vorbiți latine și vorbim noi, care a stat 100 și un pic și au ocupat Banatul? Și dacă am învățat pe bănățeni, cine i-a învățat pe moldoveni? Cine i-a învățat pe olteni, românești? Să fim serioși. Nu este așa. nici n-avea cum să ne învețe, pentru că armata romană însemna greci, macedoneni, arabi, evrei, iberici. Ce limbă ne-a învățat? Traian s-a născut în Bensoa iberică, era, să nu mai spun ce alte defecte, dar oricum era bețivan, așa, și marele Traian. Pardon, noi suntem daci și eram înaintea lor și traci însemna moest, dar de-al lui truși, erau rude. Haideți să vă dau niște exemple. Poate că mulți le-au ascultat și nu vreau să vă plictisesc. Masă, mesa. În italiană e de tavolo. Cine e mai latin, noi sau ei? Dom, dominus. În italiană este senior. Da? Cap, capus. În italiană este testa. Vorba, verba. În italiană este parola. Pardon? Cine e mai latin? I-am spus asta unui italian și nu prea era de acord. Deci, aaa, caro amico, eu sunt con tuta, pardon, con piccolo machina. Si, signore, con piccolo machina. Așa. Sigur, limba noastră a mai suferit niște modificări. S-au mai vârțit privind după I, nu pe A, este totuși acceptabil, de la englez, I go, I do, merge. Dar I nu merge, câine, mâine, pâine. Sună urât. Da, asta e. Oricum este una dintre cele mai fonetice limbi, și nu o spun eu, o spune laureatea Premiului Nobel pentru literatură, Herta Müller, care zice că limba română este o limbă elastică ce nu se lasă constrânsă în șabloane, ca limba mea maternă, germană. Pentru că limba germană este o limbă foarte bogată, foarte exactă, și nu se pretează la bășcărie ca limba română. Așa, pentru că este foarte exactă. De exemplu, neamțul nu are elicopter, are ridicător prin înșurubare. Deci nu poți să greșești. Hubschrauben. Hubschrauben. N-au avion, au sculă de zurat. Flugzeug. Flug e aer, zeug e sculă. N-au televizor, au aparat de vedere la distanță. Ferze aparat, au Kraftwagen și așa mai departe. De aceea, mi-aș permite un exemplu edificator care să vă descrie ceea ce vă spun eu acum. Un catren german, tradus foarte bine în românește, sună așa. E un secret al noastră viață, ce nimeni n-a cunoscut, iar misterioasa cheie o găsim numai Coșciuc. Albert Zeller este autor. Haideți să luăm un exemplu românesc, al lui Ghițescu, de la Piatra Neamț, care spune că, și poate că mulți știți, dimineața pe răcoare, când te scoli fără efort și nimica nu te doare, să fii sigur că ești mort. Sigur, aș putea să vă spun multe traduceri, dar sigur că nu mai spuneți o dată. Dar mai... Hai să, dacă să mai gustăm unul al lui Tănase, zice: obsedat fiind într-una și vrând soarta și-aș ajute, a fugit și el cu una, însă ea fugea mai iute. Nu superioară. De aceea, un profesor de la Stockholm îmi spunea acum vreo 5 ani, el ar fi ales limba română ca limbă internațională pentru că este fonetică și s-a ales cea mai nefonetică, engleza. Scrii dicționar, citești dicționari, și ciocolată, citești chocolate și așa mai departe. Acolo eu sunt Justin, în Franța sunt Justin, da? Și așa mai departe. Avem niște personalități pe care trebuie să le respectăm. Mă gândesc la profesorul Colcea, care este chemat la toate catedrele din lume să le rezolve probleme de matematică pe care nu le rezolvă alții. Dar modest undeva în Mogoșoaia, într-un câmp, într-o casă. Avem aici doamna doctor Virginia Ciocan, care are multe lucrări în special probleme legate de biologie. Pot să amintesc aici că renumitul constructor de motoare electrice și este și un prieten al meu, Sigismund Schleicher, este de etnie evreu, din Moldova, au și pușteați în șir mulți. Cel care a făcut o casă și care nu are nevoie de energie este colegul meu care m-a ajutat să realizez această fundație care împarte numele, se numește Cătălin Budmălai. Un alt inginer de aviație care se ocupă serios de aceste probleme se numește Marian Velcea și altul care este doctor în efectul quantum, Sorin Binea, și aș putea că mulți alții să-i scot în evidență. Aici în sală avem și niște reprezentanți ai meseriei mele, eu am fost aviator, nu? Care, într-adevăr, duc faima țării noastre peste tot. Unul dintre ei se numește Craioveanu, care se află aici în sală. Mă gândesc la Vasile Serve, parașutist, care avea peste 5.000 de salturi și care a făcut o imagine frumoasă peste tot în lume. Și dacă o să mergeți la ora actuală în străinătate, o să vedeți că Parisul este plin de oameni de culoare, de algerii, de marocani, de țigani. Și o să vedeți murdărie serioasă pe Champs-Élysées. Dimineața e foarte curat, pentru că vin aspiratoarele. O să vedeți la New York cum dorm cercetătorii în metro, pentru că acolo e mai cald. Și o să vedeți în Anglia, cam la 2-3 străzi, câte o femeie căzută, băută. Și Londra numai a londonetilor. Nu e bine la noi, e al dracului de bine. Am învățat să zice și mulțumesc, Doamne, nu numai dăm. Mă uit la fetițe de 10 ani, cu mobil. Te duci la market, n-ai loc de cumpărători. La fiecare poartă câte o mașină, nici nu mai ai loc de mers în București, mașină. Dar toată lumea spune că ce rău e. Măi copii, ne pedepsește Dumnezeu. Sigur că nu mai sunt locurile de muncă și nici nu vor fi, pentru că lumea se robotizează. Fabrică de 100 de persoane ajung la 3 persoane care apasă de niște butoane. Trebuie să găsim în alte domenii, în informatică, în agricultură, în medicină, în multe altele. De exemplu, la noi s-a desfințat oarecum mina de cărbun, Filipești de Pădure, dar s-a înființat cel puțin 10 întreprinderi. Fabrică de jucării, fabrică de medicamente, fabrică de buterii, fabrică de mezeruri, Cristimul e de acolo, care se îmbrășea din toată țara. Și băieții stau la cârciumă, copilul nu are ce mânca și el își cumpără țigări. Aici e problema. Haideți să încercăm să ne civilizăm, mai ales partea de sud, unde este partea de bășcălie în care suntem toți, așa? Cei din sud, sigur, cu mici excepții. N-am văzut în Germania om stând la poartă să mănânce semințe. De copii. Este o rușine. Nici în Ardeal, unde este influență germană, nu o să vedeți scaune la parte. Ce e aia? Bârfă. Fiecare trebuie să ne vedeți de treburile noastre. Iartă, Doamne, greșelile noastre tuturor, numai pe ale mele nu. Să avem grijă, nu să facem la alții să-i critic, să facem curățenie la noi acasă. Toată lumea, jos Băsescu, jos Iliesu, jos Constantinescu, jos regele, dar v-ați întrebat vreodată dacă am fi în locul lor, am fi mai bun? Păi nu știi. Dar toți ne pricepem la femei, la politică, la fotbal și la tehnică. Sau pretindem că ne pricepem. De aceea, filozoful german, un filozof german, îmi scapă numele, Hegel, da? Spune că electoratul e acea parte socială care nu știe ce vrea. Ăștia suntem noi, electorat. Ce știm? Ce vrem noi? Să fie bine, ce e la bine? Dacă industria și agricultura și totul nu merge bine, nu poate să fie bine, nu? Dar să zicem, mersi că e rău, pentru că rău prege de binele, mai copii. E al dracului de bine, nu binele nu vine pe natură materială, din contră. Că dacă intrăm puțin în structura materiei, o să vedem că, de fapt, nu există materie. Cum nu există? Simplu. Și dacă intrăm în structura atomului, găsim electron. Că electronul nu e materie. Electronul e sarcină electrică. Și atunci unde e materia? Știe Dumnezeu. Nu există materie. Există o reflexie. Până și cosmosul este o iluzie holografică. Nu există materie. De aceea, când a venit Apostolul Pavel, a zis: eu n-am venit să pară lumea care se vede. Pentru că, de fapt, nu există. Iar Hristos spunea că toate valorile materiale sunt perisabile. Sunt deșertăciuni. Nu vă adunați averi pe pământ. Le mănâncă molile, probleme, aolo, cine le moștenește și așa mai departe. Trebuie să vă adunați valori în suflet, spirituale. Iar fiindcă veni vorba de medicină, Hristos, stând de vorbă cu ologul zice: păi, Doamne, râzi de mine, eu n-am mers de 20 de ani, cum să merg? Spui că nu merg, că nu vreau. Uite, nu pot. Opa, am început să merg. Doamne, ce m-ai făcut bine? Nu eu te-am făcut bine, credința ta. Ce însemnează asta? Însemnează că elementul spiritual este mult deasupra. Noi realizăm proporțional cu voința și cu pătratul credinței. Asta spune Camil Flammarion, nu eu. Adică lumea, trebuie să ne înțelegem, nu este cea care se vede. Este foarte bine reprezentată lumea în steaua lui David, care este compusă din două triunghiuri echilaterale interpenetrate. Triunghiul cu vârful în sus reprezintă spiritul și vă rog să rețineți, este caracterizat de trei culori primare existente în drapelul românesc, și anume roșu sus, galben în dreapta, albastru în stânga. Nu altele. Triunghiul cu vârful în jos, ce reprezintă partea grosieră a existenței noastre, materia, este caracterizat de trei culori complementare, nu primare, și anume oranj, verde, violet. Și fiecare reprezintă ceva și ne influențează într-un anumit fel spiritul. Și aici mi-aduc aminte de savantul nostru, Ștefanul Dobrogea, care este părintele cibernetice internaționale și care oferă tratamente prin sunete, prin culori, și nu tratamente clasice, obișnuite. Sigur, americanii pretind că Wiener este părintele cibernetic, numai că Wiener a realizat ce a realizat al nostru după 10 ani. Englezii au un tablou cu genii. Primul, după Edison, este Gogu Constantinescu, pus de englezi, nu de mine, care este părintele energiei sonice. Păi, trebuie să știm aceste lucruri. Iar raportat la numărul de locuitori, noi avem mai mulți filozofi decât nemții. Și filozofi adevărați. De exemplu, Dede Roșca, vă spun un lucru care o să vă placă, ci că prostia este cea mai comodă maladie, se întrinde de la om simplu până la savant și nu doare. Așa. O prostie, zic eu, sigur, eu n-am dreptul să-l critic, pentru că eu nu sunt filozof. Așa. Emanuel Kant spunea că științific e numai ceea ce poate fi demonstrat matematic. O asemenea prostie n-am auzit până acum, pentru că matematic se poate demonstra orice. De exemplu, la Londra, la Oxford, în 1902, s-a demonstrat că un avion nu poate zbura, s-a demonstrat matematic. Și atunci mi-a fost rușine că sunt inginer. Iar în 1903, cu un an peste, Academia din Paris, unde era condusă Comisia de Poincaré, i-a spus lui Traian că nu mă minte bolnavă poate să conceapă un aparat de zbor mai greu decât aerul. Matematica, copii, este un instrument, nu este buricul pământului. De aceea Grigore Moisil a spus că, zice, mama când s-a culcat cu tata, a spus: te iubesc, nu iasă de 12 fac 4. Materiile sunt instrumente, nu e Dumnezeu. Eminescu are o lucrare, se numește Timpul, Spațiu și Cauzalitatea, Și e bine să știți că premerge teoria relativității a lui Einstein cu vreo 50 de ani înainte. Iar cu 3 ani înainte, Poincaré și Lorentz demonstrează și vine cu formula E este egal cu MC pătrat. Cu 3 ani înainte la Bretan. Eu zic că ar trebui să fim mândri că suntem români, nu pentru că suntem noi mai grozavi, dar pentru că avem un statut și să fim bucuroși că avem unguri, germani, polonezi, ruși, ucrainieni, pentru că noi constituim un buchet etnic multicolor. Să nu avem complex când îi vedem pe nemți că sunt mai gospodari sau pe unguri și să-i înjurăm pentru că nu sunt români. Nu! Trebuie să învățăm de la ei tot ce este bine și aceste șovinisme și aceste răutăți sunt întreținute de politic. Și noi nu trebuie să ascultăm de politicieni din acest punct de vedere. Pentru că ei vor să-și realizeze niște funcții, niște scaune. Haideți să încercăm să ne schimbăm toți care suntem în această sală și să ne gândim că trăim într-o nouă eră, în mileniul 3, la care trebuie să ne apropiem de spirit. Pentru că acest mileniu va fi religios sau nu va fi deloc. Eu nu vreau să vă plictisesc pentru că bănuiesc că am vorbit mult prea mult și așa. Despre lucrurile mele ce să vă zic? Eu m-am jucat, nu pot să spun că am descoperit eu America. Nu. Iar aparatul care a făcut mare vogă rucsacul zburător mi-e jijelă, să spun, pentru că se vorbesc despre el, pentru că racheta e cunoscută cu 1000 de ani înainte de Hristos. Eu n-am făcut decât să propulsez un om în spațiu. Dar nu sunt singur. A încercat și Bernard von Braun și a reușit. De fapt, a fost sigur primul care a atacat cosmosul, nu? Nu mai vorbim de mandarinii chinești, nu mai vorbim de Herod în Alexandria, de Alexandru Ciurcu. De mult, Doamne, când mă gândesc, trebuie să vă țin toată noaptea cu prelegerea asta. De exemplu, spuneam unui englez care pretindea că i-au descoperit avionul cu reacție în 46, zic, pardon, în 1896, Alexandru Ciurcu propulsează pe Sena o barcă cu reacție împreună cu colegul său, Buisson, de un coleg la Paris. În 1910, Coan dezboară cu un avion cu reacție și așa mai departe. Adică avem niște personalități. Sigur, fiecare pretinde că el e burit cu pământul. Și a fost întrebat filozoful Petre Țuțea, și cum nu se poate să fim noi burii cu pământului? Franța nu este o mare putere. Zice, nu, domnule, e o mare putoare. Zice, sigur, nu pot să nu știu câteva. Cert este că trebuie să ne respectăm valorile și să ne bucurăm că suntem în criză, pentru că avem posibilitatea să surmontăm și să zicem sâc că am depășit-o. Întotdeauna a fost criză, dacă nu e de subproducție, e de superproducție, dacă nu e daia, e daia la alta, și asta e foarte bine, pentru că lumea se mișcă. Dacă tot ar fi perfect, ne-am îmbolnăvit, pe plictiseam. Așa. Îmi spunea un neamț care iubea România, zic, da, pentru ce? Zice, pentru că la noi lucrurile merg inervant de exact și nu există poezie. De dreptate. Așa, bine, e în regulă. De-aia se spune că Ardealul a dat oameni de muncă, Moldova poeți, Oltenii conducători și Regatul hoți. Mai bine mă întrebați dumneavoastră ce vă interesează. Că s-ar putea să nu vă intereseze ce vă spun. Ce ne puteți spune despre ținutul Havila? N-am înțeles. Ținutul Havila. Havila. Biblie. Bine, acum să știți că nu există, noi pretindem că religia noastră este cea mai bună. Cea mai bună religie este înțelegerea între oameni. Pentru că, de exemplu, cum înaintea lui Albert Einstein a fost Lorentz și Raymond Poincaré, și înaintea lui Hristos a fost Orfeu. Orfeu era drac, era de aici. A fost Zamolses și care vorbea despre răstignire, despre rai și iad și născut în Fecioara Marie. Deci mult înainte de Hristos. Dar Hristos are meritul că a înființat această instituție a iubirii la cina cea de taină, când le-a spus ucenicilor: am venit să vă aduc legea cea nouă, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit pe voi. Și a întors la 180 de grade de la legea Talionului, la legea iubirii, în care suntem noi acum. Sigur că era necesară, îmi spunea un evreu, și legea Talionului, pentru că Moise a avut multe de tras în Exod și a trebuit să folosească legea Talionului și Hristos, la un moment dat, a folosit legea Talionului când evreii făceau comerț în templu și a pus mâna pe par. Deci, întotdeauna, adevărul este la mijloc. Nu există o religie perfectă. Cea mai, vă spuneam, perfectă este înțelegerea între oameni, indiferent cum o numești. Noi suntem un derivat al Talmudului, așa, și musulmanii un derivat al nostru. Mahomet s-a născut în secolul VI. Dacă luați Coranul, ziceți că e copiat din Biblie, să nu furi, să nu minți, să nu așa. Dar are un articol care deranjează, probabil că treabă de interpretare. Parcă 212 din Coran, care spune să lupți 8 luni pe an împotriva necredincioșilor. Asta deja seamănă la jihad. E o treabă de interpretare. Da, și ei cred în Hristos, numai că nu-L consideră Fiul lui Dumnezeu. Mă rog, astea sunt... Și eu nu cred în monoteism. Noi spunem că suntem monoteiști. Adică credem într-un singur Dumnezeu. Să fim serioși. Dar este Sfântul Cutare pentru aviație, Sfânta Varvara pentru... și așa mai departe. Adică nu există. Și la romani era fiecare cu o treabă din acești zile. Ne-am adus aminte de Socrate, care și-a băut o travă, zeama de cucută, trebuia să moară, că a fost găsit vinovat, nu? Și le-a spus celor din jur: a venit timpul să ne despărțim, eu să mor, voi să trăiți. Pentru cine va fi mai bine, numai Dumnezeu știe. Pentru că moartea reprezintă trecerea cu un alt plan de existență, mult superior celui biologic, pe care nu-l putem pricepe, pentru că trăim în alt raport spațiu-timp. Asta a spus-o Goethe. E bine să știți că nu există nicio justificare pentru existența noastră pe acest pământ și pe măsură ce veți învăța, vă veți mări exponențial area de necunoaștere, pentru că omul se deplasează asimptotic spre cunoaștere pe care nu o să o întâlnească, pentru că asimptota întâlnește verticala cunoașterii undeva la infinit. Practic niciodată. Deci dacă vreți să învățați, veți afla că nu veți afla nimic. Așa. În primul rând, că nu există un adevăr absolut spre care să mergeți și de aceea savantul este naivul care își imaginează că poate așede la adevărul absolut prin studiu. Nu există adevăr absolut, afară de cel divin. Și de aceea, eu zic că savantul e un naiv și francezii spun că savantul știe totul, dar din păcate numai atât. De adevărul divin nu te poți apropia. Poți să studiezi până crăpi. Dar adevărul divin te apropie numai prin rugăciune, prin revelație, prin post și nu altfel. Și s-ar putea ca un om simplu, neșcolit, să fie deasupra ta ca spirit, pentru că noi care ne-am școlit suntem artificiali, în vreme ce un om simplu care ne-a învățat este un om natural. Și acest om natural își dă seama că nu poate cuprinde o multidimensionalitate divină în mintea sa, tridimensională, și atunci îl lea pe Dumnezeu ca postulat. Tot ce se întâmplă e ce așa a vrut Dumnezeu. Și al dracu dreptate are. A murit ca așa a vrut Dumnezeu. Noi facem explicații că diabet, că glicemie, să fim serioși. Nu știe. Sigur că da, este bine ceea ce facem și mă gândesc la doamna doctor și la alții, pentru că în această lume materială caută să găsească niște paliative și ajutoare. Da. E bine de știut că Iisus Hristos a fost răstignit ca să se îndeplinească ce a fost scris. Iuda a fost planificat să-L trădeze pe Iisus. Uite, pe o planificare. Înseamnă că nu ne putem mișca. Asta e. După Wendell Smith, 70% este genetic, 20% influența mediului, școală, societate, prieteni, și numai 10% liber arbitru. Deci eu nu pot să fac ce vreau, numai ce pot. Dar a venit Hristos și a spus, nu eu te-am făcut bine, credința ta. Deci, folosind elementul spiritual, ajungem mult mai devreme. În cucerirea unei lupte, cel mai important, nu aparatura, nu electronica, ci cel care conduce să fie convins că face bine să apese pe buton. Acum, de fapt, nici nu mai există război. Al treilea război mondial a fost înlocuit cu televizorul, cu Coca-Cola. Televizorul care vrea să vă invite să învățați crime, violuri, delațiune, sânge. Nu o să vedeți o emisiune de televizor fără sânge și când nu e sânge, imediat vă pune pasta de dinți Colgate. Încât până la urmă arunci televizorul. Adică televizorul este un obiect de dezinformare. Nici nu vă dați seama ce mare pericol reprezintă această armă, care este o armă de distrugere în masă. Sigur că bine ar fi, zic eu, să se scoată în evidență ceea ce spuneam despre acești oameni care au făcut ceva în viață. Dar, din păcate, scot în evidență o pane spăitură, o gică strâmbă, păi un salam, așa mai departe. E bine să ne gândim. Cei care, bănuiesc că din sala asta sunteți și oameni care aveți putere de decizie în anumite domenii. Haideți să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. Prin asta ne apropiem. Să ne ajutăm. Și să evităm aceste măgării, care, mă rog, trebuie să fie și măgării, dar, cum spunea Platon, să fie suportabile. Și filozoful Petre Țuțea zice, și crima este, reprezintă un factor de echilibru. Dar e mai bine să nu fie. Bun, asta nu mai... Dacă mai sunt întrebări... Vreau să mulțumim, doamne, lecție de ingineria sufletului. Pentru că o să-l invităm și sper să mai vină lângă, pentru că avem nevoie de asemenea lecții. Probabil că mulți dintre dumneavoastră se așteptau la ceva mecanicist, la ceva legat cu o lecție de pinioane, șuruburi, lanțuri de transmisie și cifra octanică de la benzină. Am primit o lecție așa cum probabil că aveam nevoie cu toții. Și istorie, și spirit, și tehnică. Vreau să precizez eu. Din păcate, ați văzut, sunt nenumărate frâne puse în calea inventatorilor români. Aparatele de tot tipul care le-a făcut domnul inginer sunt prototipuri. Ar fi nemaipomenit să le putem folosi, să scăpăm de poluare. Sunt mașinile făcute care au consum extrem de redus și nu poluează. Acele vehicule de deplasat în oraș, ați văzut cât de minunate sunt. Dar trebuie înseamnă o gândire comună, un sprijin ca aceste creații și ale domnului inginer și ale altora să poată fi valorificate în folosul nostru al tuturor. E adevărat. Dacă s-ar trece la un motor cu apă sau injecție cu apă, industria petrolieră ar avea de suferit. Dar oare nu se pot converti oamenii și spre alte sisteme? Și nouă ni s-a spus ca români, n-avem nevoie de industria voastră, cu avem pe a noastră. Haideți să fim țară de desfacere, să nu mai producem. Oamenii din România nu s-au putut converti spre alte locuri, spre alte discipline ale muncii? Ba da. Au fost nevoiți. Au fost zone întregi care odată cu o industrie care a pierit, au sărăcit cumplit o perioadă. De-aia sunt românii plecați afară. Că nu mai au ce. Erau orașe, localități care devineau de singură industrie. Asta este realitatea. Trebuie să învățăm să ne descurcăm. Să ne punem acel plus genetic pe care îl avem ca români în slujba noastră. Nu a căpșunarilor și nu a altor diversi. De asta ați văzut că am adus tine. La mulți ani, Hermann Obert a vrut să-și dea doctoratul în Germania și nemții au spus că teza cuprinde prea multe domenii și nu se poate da. Și a dat la Cluj, la Petru Maior, și a ieșit cu magna cum laude și și-a luat licența în fizică și matematică în România și nu în Germania. Aici, poate că nu sunt de acord cu domnul care zicea că în piață de desen. Nu. Ca să fii piață de desfacere, trebuie să ai cu ce să cumperi. Ori nu e niciunul nebun să ne facă piață de desfacere și că nu avem noi bani. Sau nu ne vindem țară. Prostie. România nu poate să iei, dai să o muți în altă parte. Nu mă interesează că patronul se numește Frieder sau Georgescu. Important e să dea de lucru. Și avem pâine. Pentru că țara nu se poate muta și ei vor fi automat integrați, pentru că noi știm foarte bine să integrăm cu toți. Îi învățăm la hoții. Vă mulțumim, în niciun caz nu ne plictisiți. Chiar avem de învățat cu toți. Conduta feto e sincerita din nostra amiciția. Am uitat să mai spun la mie.